Lăudat să fie Dumnezeu! Amin! Dragi frați și surori, doamnelor și domnilor, stimați prieteni, sunt bucuros și eu, asemenea prietenilor mei, care tocmai s-au închinat înaintea lui Dumnezeu și au cântat aceste foarte frumoase cântări care ne-au atins sufletul. Spuneam deci și eu, împreună cu soția mea, împreună cu ei, suntem bucuroși să vă revedem, să ajungem din nou în mijlocul dumneavoastră, să vă salutăm, să vă aducem salutări din partea comunității de unde noi venim, din partea păstorilor noștri, a membrilor Bisericii Betania și să ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze. Este o seară de vară, este una dintre zilele vieții noastre și am ales să ne întâlnim în locul acesta consacrat pentru închinare, să vorbim despre lucruri care contează și să ne îngrijim de sufletele noastre, care sunt mai importante decât orice altă parte a existenței noastre umane. Apreciem foarte mult închinarea acestui grup, cântecele lor frumoase și inima lor. Apreciem foarte mult organizatorii acestui serviciu, pe fratele păstor, care ne este prieten, pe care îl prețuim, pe care îl iubim în Hristos, de pentru care, așa cum spunea el, stăm câteva zile aici la Orșova. Apreciem pe el, pe ceilalți slujitori, echipa întreagă, care fac o lucrare spirituală frumoasă în zona aceasta, al cărui rod se vede, și am socotit că este bine să fim și noi alături, în seara aceasta să organizăm o întâlnire în care să cântăm, știind că toate aceste cântece ne fac bine. Sunt ca un pansament pentru sufletele noastre, uneori obosite, alteori bolnave, alteori confuze. Și de asemenea să avem un mesaj din Biblie, din această carte pe care ne-a trimis-o Dumnezeu, știind că vom avea nevoie de ea. Și dacă sunt zile în care nu conștientizăm nevoia de ea, crezând că știm noi, Dumnezeu aduce în viața noastră și zile în care ne convingem că suntem de fapt foarte vulnerabili și fragili, lucru pe care nu le-am acceptat până atunci. În seara aceasta o să citesc un pasaj din Scriptură, din Evanghelia după Luca, capitolul 19. El este un text destul de bine cunoscut. Când eram mai tânăr, ocoleam genul acesta de pasaje, pentru că erau prea bătătorite și mă gândeam că dacă eu le citesc și am intenția să spun o predică de acolo, sunt extrem de bine cunoscute și nu o să fie suficient de interesante pentru oameni. Anii au trecut și astăzi nu mai gândesc așa, pentru că eu cred din inimă că Dumnezeu poate să facă din cel mai banal lucru din viața noastră un miracol pentru noi, care să aibă capacitatea să ne schimbe perspectiva, mentalitatea despre lume și viață. Noi ne bazăm nu pe competența noastră, nici pe cea muzicală, nici pe cea amponală sau retorică, ci ne bazăm pe numele lui Dumnezeu, a cărui prezență am invocat-o la început aici. Fericit de cine crede în lucrul acesta. O să citesc cuvântul din Scriptură și, din respect pentru Dumnezeu, vă rog frumos să vă ridicați. Evanghelia după Luca, capitolul 19, versetul 1. Iisus a intrat în Erihon și trecea prin oraș. Și un om care era bogat, pe care îl chema Zacheu, fiind mai marele vameșilor, căuta să vadă care este Iisus. Dar nu putea să vadă din pricina mulțimii, pentru că era mic de statură. A alergat înainte și s-a urcat într-un dud ca să-l vadă, pentru că știa că pe drumul acela urma să treacă. Iisus, când a ajuns în locul acela, și-a ridicat ochii în sus și i-a zis: Zachee, dă-te de grabă jos, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta. Zacheu s-a dat jos în grabă și l-a primit cu bucurie. Când au văzut lucrul acesta, toți crâteau nemulțumiți și ziceau: a intrat să găzduiască la un om păcătos? Dar Zacheu a stat înaintea Domnului și i-a zis: iată, Doamne, jumătate din avuția mea o dau săracilor. Și dacă am furat pe cineva cu ceva, îi dau înapoi împătrit. Iisus i-a zis:
Astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, căci și el este un fiu al lui Avram. Pentru că Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Permiteți-mi să repet. Pentru că Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Amin. Domnul Slavei, Dumnezeule Atotputernic, suntem în fața Ta și îți mulțumim că ne-ai păstrat cu zile și cu minte întreagă să fim din nou în fața cuvântului Tău a Evangheliei care mântuiește, care există putere. Evanghelie care a ieșit din gura Ta pentru inimile noastre. Doamne, ne iartă de păcatele pe care le-am făcut, pentru ca binecuvântarea Ta să nu ne părăsească. Atinge-te de fiecare persoană care a venit până în locul ăsta cu speranța că te va găsi. Lasă-te găsit, Doamne! Lasă mila, bunătatea și puterea Ta care iartă păcatele și vindecă bolile să atingă acești oameni care sunt în fața locului. Te rog, cuvântul acesta care va fi rostit ca și cel care a fost cântat, lasă să atingă inimile oamenilor și prin el transmite mesajul care se potrivește cu voia și intenția pe care Tu o ai cu fiecare dintre noi. Avem încredere deplină în Tine, pentru că, de fapt, cele mai multe lucruri pe care le-am primit până astăzi nu le-am cerut niciodată. Și au venit din suveranitatea Ta, din grija unui Dumnezeu care ne cunoaște și care știe cum să ne mângâie, cum să ne ridice și cum să ne vorbească. Te admirăm, Doamne, pentru răbdarea care ai avut-o cu noi. Ne închinăm în fața Ta pentru că nu ne-ai părăsit. Și în această seară ne deschidem sufletele, fiindcă numai Tu cunoști limba lor. Te slăvim, Dumnezeule, Te slăvim prin Hristos, care este Fiul Tău și Mântuitorul nostru. Amin. Amin. Reocupați-vă locurile, dragii mei. În această seară aș vrea să vă aduc aminte de faptul că noi am avut intenția să venim în România pentru că este țara unde ne-am născut câțiva dintre noi, cei mai mulți s-au născut în Statele Unite, copiii noștri, nepoții noștri, însă am alcătuit grupul acesta și am vrut să venim să vizităm câteva orașe, printre care și Urșova, să aducem oamenilor aminte despre Dumnezeu, rostind Evanghelia pe care El ne-a lăsat-o, adică Biblia. Ne astâmpărăm în felul acesta dorul de țară, revedem prieteni vechi, ne facem prieteni noi și de asemenea pentru copiii noștri, pentru această generație mai tânără, care este în mare parte corul de tineri și orchestra care tocmai au cântat, care s-au născut în Statele Unite, care au crescut într-o altă cultură, ne-am bucurat să fie alături de noi, să vadă oameni noi, să fie expuși la altceva și în felul acesta să avem o experiență frumoasă. Am numit mesajul central pe care noi îl transmitem prin muzică și prin predică în mod sugestiv, Dumnezeu adversar sau aliat. Și lucrurile care le-am avut în minte când am pus acest titlu au fost printre altele și războiul acesta fraticid din estul României, dintre Rusia și Ucraina. Un război care în mod direct ne ocolește pe noi, dar este aproape de noi. Un război care a căzut peste capetele acestor oameni, care au omorât foarte mulți copii, pe lângă adulți, să nu vorbim de soldați, oameni nevinovați, care trăiau liniștiți în casele lor. Așa se întâmplă cu necazul când vine peste sufletul omului sau peste casa lui. Astăzi am fost cu fratele păstor la casa familiei care a rămas fără casă. Niște oameni care, asemenea nouă, căutau și ei bucata lor de pâine și s-au trezit sub cerul liber pentru că casa lor s-a făcut scru. N-au fost mai răi decât noi, ci pur și simplu s-a întâmplat. Necazurile sunt inevitabile, ele sunt previzibile, dar nu neapărat în mod concret. Noi știm că un accident putem avea oricare dintre noi și nu trebuie să plecăm neapărat de acasă. Vă aduc aminte că cei mai mulți oameni care mor acasă, nu pe motocicletă, nu în avion, nu în mașină, ci chiar acasă, în locul cel mai sigur. Noi nu murim pentru că plecăm de acasă, noi murim că ni s-au terminat zilele.
Și uneori ni se întâmplă tot felul de necazuri, precum acestei familii căreia i-a ars casa, alteori ne despărțim în mod subit, neașteptat, dureros, dramatic, de cineva drag. De aceea, înțelegerea acestui fenomen numit viață, care se va termina în moarte, ar trebui să ne pună pe gânduri și să ne dea disponibilitatea de a ne pregăti pentru aceste lucruri. Ele vin, sunt în față, se apropie de noi, nu știm cine va urma să treacă printr-un necaz mâine sau poimâine. Nu știm cine va pleca, n-avem de unde să știm. Știm doar atât, suntem niște ființe vulnerabile, fragile. În seara aceasta vreau să vorbesc despre un om care a trăit cu aproximativ 2000 de ani în urmă, a fost cetățean unui oraș la aproximativ 15-20 de kilometri de Ierusalim, un oraș din Israel, Țara Sfântă. Omul acesta a fost un colector de taxe. Israel în vremea aceea era anexat Imperiului Roman și plătea bir, plătea taxe către cezar. Și el, deși era evreu, pur și simplu s-a vândut conducătorilor romani și s-a constituit într-unul dintre oamenii care strângeau taxele de la concitadinii lui pentru trezoreria Romei. Lucrul acesta l-a făcut un mare nesuferit, dar și un mare hoț, pentru că a profitat de oportunitatea de a strânge taxele și întotdeauna cerea mai mult, o parte dintre bani băgându-i în buzunar. A devenit un om foarte corupt, foarte insensibil și a făcut o casă foarte mare, și prioritățile lui erau banii, faima și distracțiile. Pe lista lui de priorități nu era Dumnezeu. Probabil că n-a fost niciodată. Trăia bine și fără Dumnezeu. Așa cunoșteau oamenii din oraș. Un om fără inimă și un om fără Dumnezeu. Însă, la un moment dat, se aude că prin orașul acesta, de lângă marea cetate Ierusalim, trece cineva care deja avea popularitatea unui om care face minuni. Era fiul unui tâmplar din Galileea, pe care îl chema Iisus. Oamenii spuneau: învățătorule, când Zacheu a auzit că Iisus din Nazaretul Galilei trece prin orașul lui, dintr-o dată a tresărit și a luat o decizie care i-a pus pe gânduri pe oamenii care îl cunoșteau. Pur și simplu, omul acesta care iubea banii i-a lăsat pe oamenii din jur să vadă că, de fapt, el are interes și pentru Dumnezeu. Oamenii credeau că la ăsta nu trebuie decât bani, pentru că banii sunt singurul lucru care cel puțin îți împlinește nevoile dacă nu te face fericit. Însă el lasă treaba, se duce în centrul orașului unde era drumul principal, cu intenția să-L vadă pe Iisus. Nimeni nu credea că el are interes pentru Iisus. Iisus nu era un businessman, nu era un om politic, Iisus nu era un circar, Iisus era un învățător iudeu. El îi învăța pe oameni despre Dumnezeu. Însă făcea lucrul acesta manifestând o putere pe care n-a mai avut-o nimeni înainte. Și oricare om era prezent, îl asculta, îl vedea, îi asculta învățăturile care erau pline de iubire, pline de compasiune și faptele care le făcea să vindece oamenii cu o putere pe care în mod obișnuit oamenii nu au. De aceea, el era foarte controversat. Avea puteri pur și simplu miraculoase. Putea să vindece un orb, redându-i vederea, putea să vindece un om paralizat, făcându-l să-și poată folosi părțile corpului care erau inerte. Și din acest motiv, pe oriunde mergea el, se strângeau mii și mii de oameni. Unii veneau din curiozitate. Alții veneau pentru că au auzit că iartă păcatele, vindecă bolile și probabil că ei aveau personal sau între membrii familiei, persoane cu tot felul de nevoi. Așa s-a întâmplat și aici. Strada era tixită de oameni. Drumul mare era pur și simplu aglomerat. Zacheu, ne spune Biblia, că era un om așa mai mărunțel de felul lui. A ajuns acolo și și-a dat seama că erau așa de mulți oameni încât Iisus, atunci când va trece prin mulțime, acompania de ucenicii lui și de alții care se țineau după el, mii și mii de oameni, el nu o să-l poată vedea. Și ce credeți că s-a întâmplat? Omul ăsta s-a urcat într-un pom. E caragios, nu?
Ce ar fi venind în seara asta aici, după cum am venit cu toții, am vedea un om aici în pomul ăsta de lângă biserică. Ne-am uitat, are fructe, n-are, că dacă ar avea niște caise, măcar am ști, domnule, ok, nu e chiar în regulă, s-a urcat domnul să-și ia niște caise. Deși e neobișnuit în centrul orașului de orice în portul de domnule, la Prăvălie și cumpărăți caise. Dar ăla era copac, adică n-avea fructe. Și el, marele businessman, omul cu casa mare din centrul orașului, în vârful pomului. Nu se poate justifica decizia lui. Ce-o fi fost în sufletul lui, deși a permis nebunia de a face gestul ăsta? Ce anume l-a motivat? Cât de mare a fost forța emoției, a intenției, a motivației, a căutării lui, încât și-a permis să facă lucrul acesta? Inexplicabil. Noi nu avem de unde să știm ce se întâmplă în sufletele oamenilor. Ne uităm la un om, dar noi nu cunoaștem necazul din viața lui, din casa lui. Nu cunoaștem tragedia lui. Poate schițează un gest să mascheze amarul. Sau invers, îl vedem pe cineva bine îmbrăcat, vedem pe cineva bine îmbrăcat și ne imaginăm că e domn. Dar omul trece săracul prin amărăciune. N-avem de unde să știm ce se întâmplă în viețile oamenilor, să Dumnezeu știe. Intenția mea în această seară este să vă prezint biografia acestui om, să prezint câteva repere istorice despre el, câteva repere biografice și să observăm că la un moment dat viața acestui bărbat se schimbă. Se schimbă absolut radical. Și din coruptul orașului, banditul care jefuia concitadinii, ajunge un om care în primul rând regretă ce a făcut, în al doilea rând încearcă să repare ce a făcut, dând înapoi împătrit oamenilor de la care a furat în mod constant anual când colecta taxele. Și în final, o persoană care jumătate din toată averea lui o împarte cu săraci. Câți dintre dumneavoastră în seara asta plecând de aici spuneți, domne, eu am câteva sute de euro acasă, vreau să fac pentru Dumnezeu, jumate din ei îi iau și mă duc pe aici, pe unde știu, pe oamenii săraci și dau așa câte 20 la fiecare. Cam ce ați zice de unul dintre noi dacă ar face asta? Gestul ăsta vorbește despre ceva dinăuntru, din inimă și din minte. Este totuși o experiență puternică să-l pună pe un om în stare să facă asta. Dar asta n-avea 200-300 de euro, oameni buni. Biblia numește bogat. Ce înseamnă bogat la noi? 200-300 de euro nu ești bogat, ești om obișnuit. Aș vrea să ne uităm un pic la omul ăsta. În intenția de a rămâne pe subiect și în intenția de a identifica dacă noi suntem ca el sau diferiți, sau dacă suntem ca el, dacă suntem la el ca el la început sau la sfârșit. Haideți să ne uităm mai întâi la profilul lui. Biblia îl prezintă ca fiind vameș. Deja am mai spus lucrul acesta. Nu era un vameș pentru că stătea la vamă, ci era un vameș pentru că lucra la biroul de taxe și impozite. Până la urmă a devenit directorul acestui oficiu. Apoi Biblia îl prezintă, având o stare materială, era bogat. Și în final, era disprețuit de concitadinii lui, pentru că îi ajuta pe romani să îi jefuiască pe evrei. Cam asta era imaginea lui publică. Un om cu o casă mare și cu o inimă mică. Un om urât de cei mici și de cei mari din Ierihon. Apoi, Biblia ne spune că omul ăsta, ieșind în centrul orașului cu intenția să-L vadă pe Iisus, apelează la metoda asta disperată să se urce într-un pom pentru a-L putea vedea. Ei bine, în experiența asta fiind, el primește o provocare puternică în inima lui. Adevărul este că uneori în viață, în liniștea asta, în monotonia asta a vieții, apar anumite experiențe care ne zguduie puternic. Ori una negativă, moare cineva. Suntem implicați, cineva drag, evident. Suntem implicați într-un accident sau în orice altceva, sau invers. Avem parte de anumite lucruri foarte pozitive, dar ieșite din comun, și experiențe de genul acesta ne zguduie puternic. Provoacă în interiorul nostru niște trăiri lăuntice foarte profunde. Într-o stare ca asta, experimentăm ori mânia, durerea, repulsia, ori admirația, respectul, recunoștința.
Haideți să ne uităm la bărbatul ăsta. Am citit pasajul din Scriptură și va fi ușor pentru fiecare dintre dumneavoastră să puneți puzzle-ul acesta informativ cap la cap și să creionați în sufletul dumneavoastră imaginea unui om corupt, bogat, ciudat, care îl caută pe Dumnezeu. În mod normal, oamenii de genul ăsta nu îl caută pe Dumnezeu, dar să știți că omul poate să se schimbe în viață. De obicei se schimbă mai repede din bine în rău, dar se schimbe și din rău în bine. Și știți de cine depinde? Doar de el. Nimeni nu ne poate schimba pe noi. Când eu m-am căsătorit cu Carmen, ea avea 16 ani, ne-am căsătorit la vârsta asta așa de timpurie, pentru că a existat o negare profundă a părinților ei ca să se căsătorească cu mine. Și am avut de ales să rupem prietenia și să ne vedem de treabă sau să ne căsătorim. Și mi s-a părut interesant varianta a doua. Ne-am căsătorit. După căsătoria noastră, la o perioadă relativ scurtă, ne-am convertit. Am mers la o biserică, cum sunteți dumneavoastră acum aici, am auzit mesajul cam cum îl ascultați dumneavoastră aici și pur și simplu amândoi, dar fiecare independent de celălalt, am hotărât să ne dăm viața lui Dumnezeu. Au trecut de atunci 38 de ani și de căsătorie și de convertire și iată-ne aici, acum, spunându-vă câteva cuvinte pentru că ați binevoit să răspundeți invitației de a fi prezent la acest eveniment. Revenind la Zacheu, aș vrea să ne uităm un pic la provocările cu care el s-a confruntat. Hristos trece pe lângă pomul în care el era urcat, se oprește exact acolo și Zacheu, mă gândesc, a înghețat. Nu numai că s-a oprit, dar Mântuitorul îi se adresează pe nume. Pur și simplu îi se adresează pe nume ca și cum cineva i-a zis, vezi că în pomul ăla e Zacheu, dă-te pe lângă el și strigă. Și Hristos îi spune, Zacheu, ce-a însemnat pentru el asta? Care a fost mesajul? Dumnezeu îl cunoaște personal. Noi ne simțim niște anonimi într-o mulțime de oameni. Ne uităm în stânga, în dreapta, dacă cineva ne vede și dacă nu ne vede, facem anumite gesturi pe care nu ni le-am permite dacă ne vede cineva. Fără să ne aducem aminte că Dumnezeu ne vede atunci când nu ne vede nimeni. Dumnezeu este deasupra tuturor și El vede întotdeauna. Nu pentru că vrea să vadă, ci pentru că vede din capacitatea Lui de a vedea. Lui Dumnezeu nu-i scapă nimic, El știe totul. El interpretează gândurile oamenilor, sentimentele lor. El știe tot, 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 de la început până la sfârșit. Vedeți, noi trăim în trei timpuri. Avem un trecut care se încheie acum, avem un prezent care este chiar acum și un viitor care începe acum. Ei, la Dumnezeu există doar un simplu timp, un veșnic prezent. Pentru Dumnezeu trecutul face parte din prezent, pentru că El e atât de mare încât este în prezent, în trecut, în prezent și în viitor. Eu încerc să spun ce nu înțeleg și dumneavoastră ascultați ce nu înțelegeți. Noi nu putem să spunem cum e Dumnezeu decât ce ne spune Scriptura. Dar ce citim în Scriptură nu se potrivește cu experiența noastră. Pentru că noi suntem limitați. Iată, o jumătate de metru și un metru jumătate. Sau doi. Dar Dumnezeu are o dimensiune imaterială și pur și simplu n-are început și sfârșit. E ca și aerul care e peste tot în univers. Unde o prăpătură se bagă și acolo. Dacă scoți apa dintr-o sticlă, și acolo intră. Așa este Dumnezeu, atât de mare este. El e o ființă pe care noi nu o putem înțelege. El este imaterial, de aceea îi copilărește să spui vreau să-L văd pe Dumnezeu. Însă Dumnezeu există nu pentru că e vizibil, ci Dumnezeu există pentru că există. E bine, bărbatul acesta înțelege că Dumnezeu îl cunoaște, îl vede, îl știe. Asta înseamnă că tot ce face în raport cu Dumnezeu este personal. Lucrurile cu Dumnezeu nu se fac comunitar din punct de vedere personal, ci sunt pur și simplu personale. Ce face un om este personal. Spuneam mai devreme de soția mea. Am încercat să o schimb în multe lucruri, părându-mi se la vârsta tinereții că ea trebuie să fie așa și nu așa, cu privire la anumite detalii ale vieții personale și de familie. Și mi-am dat seama până la urmă că eu nu pot să schimb pe nimeni. Eu n-am știut. Eu am crezut că dacă stai lângă cineva și îl cicălești și la medici, mai nu știu ce mai faci, ăla se schimbă după cum vrei tu. Mai târziu mi-am dat seama că și dumneavoastră e cam aceleași intenții avea. Dar în sfârșit, noi nu putem să schimbăm pe nimeni, noi nu putem să controlăm pe nimeni. Ne mai supărăm câteodată pe copii. Bă, ți-am zis de 1000 de ori. Dragii mei, puteți să mai spuneți încă de 10.000 de ori, nu de 1000 de ori.
Noi nu suntem Dumnezeu să schimbăm mințile oamenilor. Noi putem influența în momentul în care omul vrea să țină cont de ce îi spunem noi. Dar, în general, singura ființă pe care noi o putem controla suntem noi. Eu mă pot schimba pe mine, punct. Eu mă pot schimba doar pe mine, punct. Eu pot să aleg să fac un anumit lucru de astăzi înainte, chiar dacă e greu. Sau pot să aleg de astăzi înainte să nu mai fac un anumit lucru, chiar dacă îmi place. Voința mea trece dincolo de plăcerea mea. Noi nu suntem conduși doar de dorințe și de plăceri. Noi avem minte, avem discernământ. Noi avem voință și ne putem impune în fața automatismelor. De pildă, un automatism este obiceiul de a fuma sau de a consuma alcool sau de a înjura sau de a face altceva în mod repetat. Dar eu am fumat mulți ani. Dar când m-am convertit, când l-am primit pe Iisus în inima mea, m-am lăsat de țigări. Mărturisesc că n-a fost ușor. Dar m-am lăsat de țigări și nu doar de țigări m-am lăsat. M-am lăsat de multe lucruri în viața mea. E adevărat că la rândul de cealaltă parte m-am și apucat de multe alte lucruri. Socotindu-le pe primele rele, că de-aia le-am părăsit, și pe cele din a doua categorie bune, că de aceea le-am adus în viața mea. Și dumneavoastră aveți experiența asta. În concluzie, Hristos i s-a adresat lui Zacheu știind că Zacheu poate să facă schimbări în viața lui, dar nu în viața altora. Încă ceva. Biblia ne spune că Hristos a apelat la voința lui și i-a spus, dă-te jos. Asta înseamnă că mântuirea nu-i doar personală, e și voluntară. Numai dacă vrei. El putea să spună, am sorry, dar nu vreau să mă dau jos. M-am urcat când am vrut eu și mă dau jos când vreau eu. Hristos vrea să-i transmită un mesaj însă prin ceea ce îi spune. Apoi îi spune, dă-te jos repede, de grab, traduce preotul Cornelescu. De grab, repede. Ce înseamnă asta? Înseamnă că ceea ce urmează să faci este urgent. Stimați prieteni, sunt în viață lucruri urgente și importante. Trebuie să spun altfel. Sunt în viață lucruri ori urgente, ori importante, dar sunt și lucruri și urgente și importante. Nu toate lucrurile urgente sunt importante. Nu toate lucrurile urgente sunt importante. Însă Hristos îi spune lui Zacheu să se dea urgent jos din pom. De ce? Pentru că ceea ce urma să facă, trebuia să se grăbească. Hristos nu l-a chemat ca să-i dea o masă, nu l-a chemat ca să meargă la câmp, să termine de săpat, nu l-a chemat să facă business, el l-a chemat să-i mântuiască sufletul. Când e vorba de mântuirea sufletului, trebuie să acționăm repede. Există un pasaj în Scriptură, în Luca, capitolul 9, 10 capitole mai înainte, în aceeași Evanghelie din care am citit eu, unde Cornelescu a pus titlul Cum să-L urmăm pe Iisus. Și acolo dă 3 exemple imaginare. Primul, Iisus se întâlnește cu un om și îi spune, vino și urmează-mă. Și omul ăla răspunde, vin să te urmez, dar a murit tata. Lasă-mă să mă duc să-l înmormântez și după ce îl înmormântez, îl bag în pământ, așa cum se obișnuiește, vin și te urmez. Hristos, colat peste pupăză, îi spune, lasă morții să-și îngroape morții, lasă că pătaică-tul îngroapă morții, tu vină după mine și urmează-mă. Dacă Hristos mie mi-ar fi spus asta despre tata, m-aș fi simțit ofensat. Fiecare dintre noi avem un tată și o mamă. Chiar dacă ne-a crescut sau nu ne-a crescut. În cazul meu, pe mine nu m-a crescut. Când am avut 6 luni, a plecat și m-a lăsat. Dar, în sfârșit, când îți moare cineva drag, tot ce mai poți să faci ca o datorie de onoare este să-ți iei mortul omul care ți-a dat viață și să-l duci la cimitir cu jale, cu plâns. Și Hristos vine și spune, lasă pe morți să îngroape pe morți. Păi, hai să fim serioși. Câți morți au fost înmormântați de morți? Poate un mort să înmormânteze alt mort? Nu. Dar ce a vrut să spună Iisus? Noi suntem o generație care a făcut mai multă carte decât părinții noștri. Dar să știți că există figuri de stil și hiperbola este o figură de stil. Ce este hiperbola? Hiperbola este o figură de stil care exagerează în mod intenționat foarte mult ceva pentru a pune în evidență importanța la acel ceva.
Asta a făcut Hristos. A folosit o hiperbolă. Și i-a spus la omul ăsta, bă, omule, tu trebuie să-ți înmormântezi tatăl. Știu că e urgent, știu că e important, dar ascultă-mă, mai urgent și mai important decât să-ți înmormântezi tatăl este să te pocăiești ca să nu mai mergi în iad. Nu i-a spus să-și nu-și înmormânteze tatăl, ci a folosit împrejurarea aceea ca să îi spună, tu știi cât de necesar este să-ți înmormântezi tatăl, tu simți cât de necesar e, nu? Da, simt. Ei bine, mai necesar decât să-ți înmormântezi tatăl este să îți dai viața lui Dumnezeu ca să te elibereze de păcatele pe care le-ai făcut. Asta a vrut Hristos să spună. El a vrut să spună că a te împăca cu Dumnezeu este cel mai important. Vă dau un exemplu. Imaginați-vă că omul ăsta la care murise taică-s-o, acum a căzut într-o apă adâncă și nu știa să înoate. Ce era mai important? Să se salveze din apă și apoi să-și înmormânteze tatăl? Sau să se ducă să-și înmormânteze tatăl și apoi să se salveze? Păi nu se putea salva, că nu știa să înoate și ar fi murit. Nu? Cel mai important era să găsească o soluție să se salveze și dacă era viu și nu necat, se ducea să-și înmormânteze tatăl. Ceva de genul ăsta în mintea lui Dumnezeu, atât de valoroasă este, sau atât de valoros este actul împăcării cu Dumnezeu a unui om păcătos. Oameni buni, mânia lui Dumnezeu îi urmărește pe oamenii care trăiesc în păcat. Și această mânia lui Dumnezeu va cădea peste oamenii care trăiesc în păcat. Pentru că este ca o amendă. Ca o amendă care este necesară pentru cineva care încalcă regulile care sunt în societate. De aceea Hristos subliniază importanța urgenței cu privire la împăcarea cu Dumnezeu. Textul este bogat, este complex, însă sigur că nu o să țin cont de toate detaliile. Mai spun doar de faptul că la un moment dat Hristos îi spune câteva afirmații. Am citit pasajul. La un moment dat îi spune, trebuie să intru în casa ta. Asta vorbește despre urgență și despre importanță. Trebuie să intru în casa ta. Vorbește despre obligativitate. Nu i-a spus pot să intru în casa ta, ci pur și simplu a acționat ca un polițist. Trebuie. Polițistul vine și dacă are mandat, sparge ușa. Așa s-a comportat Iisus. A vorbit despre obligativitate. Cu alte cuvinte, noi suntem obligați sau ar trebui să ne auto-obligăm în conștiința noastră să scăpăm de mânia lui Dumnezeu pe care am ofensat-o prin păcat. Să lăsăm pe Iisus Hristos care a venit în lumea noastră cu intenția să moară în locul oamenilor și oamenii să fie iertați. Știu că subiectul ne pune un pic la colț. Vorbește despre păcatele noastre din fața lui Dumnezeu. Însă, stimații mei, negarea greșelilor sau păcatelor din trecutul nostru nu este o soluție, ci rezolvarea acestora. Dacă eu am aici o pată pe pantalon și merg prin centrul orașului și toată lumea se uită la mine și nu te și la asta un serigosim, dar și nu știe. Soluția nu e să neg că nu sunt murdar, că oamenii văd că sunt. Soluția este să mă curăț. Să devin conștient, să accept și să-mi rezolv problema. Dar asta nu numai la pata de pe pantaloni, în mod deosebit la pata după suflet, la pata din conștiința mea. Eu mă iubesc atât de mult încât vreau să nu ies în oraș cu pete pe mine, încerc să mă curăț, să iau cele mai frumoase haine, să fiu un om rezonabil între cetățenii mei. Dar în același timp, pentru că mă iubesc, nu vreau să fiu în fața lui Dumnezeu un om vinovat de păcatele mele. Și dacă Dumnezeu mi l-a oferit pe Hristos, care a venit în lumea noastră să moară pentru oameni, eu vreau să fiu unul dintre oamenii care primesc iertarea. Aș vrea să mă apropii de încheiere, spunându-vă și faptul că omul ăsta a avut piedici. Întotdeauna când vrei să faci un lucru bun, găsești o grămadă de piedici. Apar tot felul de lucruri care nu funcționează. Haideți să ne uităm un pic ce ne spune Scriptura despre piedicile la omul ăsta. Prima piedică era personală, era mărunțel și nu putea să fie mai înalt decât ceilalți. Era mai mărunt decât ceilalți. Când stai în spatele unui om înalt, nu vezi nimic. Sunteți de acord cu mine? Eu știu asta, că sunt un om mărunt. Păstorul bisericii de aici e mai înalt decât mine. Dacă mă puneți în spatele lui, nu o să mai mă vedeți. Dar nici eu nu mai vă văd pe dumneavoastră. Asta era piedica lui Zacheu. Și atunci trebuia să se dea într-o parte. Dar într-o parte era alt om și altul și altul. De aceea s-a urcat într-un pom. Nu vi se pare că a plătit un preț atât de mare ca să-l vadă pe Iisus?
Asta vorbește cât de important era pentru el să-L vadă pe Iisus. O piedică socială, lume multă. Lume multă. Nu mai era loc și pentru el. Nimeni nu ținea cont că el are bani. Fiecare stătea cu mulțime. Încă o piedică relațională. Era un om disprețuit. Fiecare când l-a văzut, s-a întors cu spatele la el. Ăsta e hoțul care ne jupoaie anual de bani. Iată câteva dintre posibilele piedici cu care s-a confruntat. Când eu m-am convertit cu 38 de ani în urmă, una dintre piedici a fost faptul că am intrat pentru prima oară într-o biserică de genul acesta, nu știam ce se va întâmpla, m-am dus din curiozitate și când pastorul de acolo, după predică, a spus, e cineva aici care simte în inima lui, se simte vinovat și vrea să scape de vinovăție, e frică de iad și vrea să scape de iad, crede în Hristos, Mântuitorul, și vrea să-L aibă în viața lui, crede în binecuvântare și vrea ca ea să coboare peste viața și casa lui, peste viitorul lui, eu am știut că eu sunt omul acela. Însă mi-a fost greu să mă ridic. Nu știam regulile din biserica aceea, mă gândeam ce-l crede oamenii ăștia despre mine că facă gestul ăsta. Dar din interior pornea imboldul de a mă ridica, pentru că eu trebuie să-mi reprezint interesele mele. N-am secretar care să mă reprezinte. Eu trebuie să mă reprezint. Când mi-e foame, îi spun soției, te rog frumos să-mi pui ceva în farfurie. Omul ăsta a plătit un preț. A alergat înainte, s-a urcat în copac, s-a dus pe drumul acela, s-a deranjat, a plecat de acasă. Însă, priviți vă rog că Hristos se oprește sub pomul în care s-a urcat și îi spune, vreau să intru în casa ta. Este lucru mare să intre Dumnezeu în casa unui om. Dar noi ne gândim acum la prezența fizică. Însă aduceți-vă aminte că Dumnezeu nu are o prezență fizică. Expresia să intre Dumnezeu în casa ta înseamnă să intre cerul în casa ta, să intre tot ce înseamnă Dumnezeu în casa ta. Așa ne rugăm noi pentru, așa ne dorim noi pentru membrii familiei noastre, pentru copiii noștri. Așa ne dorim noi pentru noi. În încheiere, aș vrea să spun că omul ăsta a trecut printr-o experiență care l-a schimbat. Adevărata schimbare are câteva componente. Vedeți, noi ne uităm la un televizor din afară, dar dacă el e oprit, noi nu mai vedem nimic decât un geam negru, de obicei negru. Dar în spatele geamului există o grămadă de componente care creează sistemul pentru ca geamul ăsta negru să transmită ceva. Ei, tot la fel, imaginea aceasta ne vorbește despre componentele unei decizii pe care o poate lua un om. Am să împărtășesc cu dumneavoastră doar în câteva clipe. Prima este luminarea minții. Totul începe cu o idee pe care o auzi. Oamenii care fac un business astăzi au început să facă un business pentru că la un moment dat cineva le-a deschis mintea. La televizor, un vecin, un prieten au auzit despre cineva. Totul începe cu o idee. Acesta este aspectul logic, rațional. Sunt băieți care, la care a venit mătușa sau o rudă, un văr și a spus, bă, omule, m-am dus în România, am văzut o fată faină. Astăzi dau numărul ei de telefon și o sun. Băiatul n-a crezut în treaba asta, dar pe la două dimineața s-a trezit și numai chestia asta avea în cap și de-abia aștepta să facă dimineața să o sune. Tot a pornit de la o idee. Primul lucru care se întâmplă în viața noastră, se întâmplă în mintea noastră. Noi nu putem să facem ce nu știm. Noi aflăm, lucrul la coace, dospește și ideea asta începe să devină dominantă. Ne gândim, nu putem să scăpăm de gândul ăsta. Uneori noi numim asta îndemn. Dar totul începe cu luminarea minții. Mi se luminează mintea cu privire la niște lucruri pe care până atunci nu le-am știut sau dacă le-am știut, nu le-am înțeles. Așa s-a întâmplat cu omul ăsta. Îndut fiind, Hristos i-a adresat câteva afirmații care i-au luminat mintea. El credea că Iisus o să spună. Hoțule, i-ai jefuit pe oamenii ăștia săraci. Le-ai luat banii pentru taxe și ai mai luat 10, 20, 50% pentru tine. Să-ți fie rușine. Te mustru aici în public. Ți-ai bătut joc de văduvă și de orfan. Avea multă dreptate Hristos dacă spunea asta, dar n-a zis nimic de genul ăsta.
nu i-a zis nimic de păcatele lui, de rușinea lui, de trecutul lui, de compromisul lui, de mizeria în care trăia. Nimic! De parcă vorbea cu cel mai bun om din Ierihon. Credeți că nu i-a bătut inima ca la un iepuraș? Că Iisus îi va reproșa mizeria morală în care trăiește? Ba da! Pentru că Iisus este reprezentantul dreptății, al legii, al adevărului. Și totuși nu i-a zis nimic despre păcatele lui. Să observați că omul ăsta s-a simțit vinovat ca și cum Hristos i-ar fi zis. Și singur, din proprie inițiativă, a spus: Doamne, jumătate dau la săraci, jumătate opresc eu. Și tot ce am furat de la oameni, dacă am furat 100 de dolari, mă duc și dau 4 înapoi. Imaginați-vă că v-a jefuit Zacheu la ultimile taxe cu 50 de euro. Și acum îl vedeți din nou la poartă și sunteți îngroziți, ăsta iar vine după bani. Și în loc să ceară, vă aduce 200 de euro. Și spuneți: Domnul Zacheu, dar ce-i cu banii ăștia? Și el îi spune: Domnule, te-am furat astă toamnă când am venit după taxe. M-am întâlnit cu Iisus în centrul orașului. M-am simțit vinovat și mi-am propus să-mi schimb viața și să devin un om cinstit ca să nu cadă peste mine mânia lui Dumnezeu. Nu-i așa că rămâi paf și zici: păi ce-i cu ăsta, mă, când a fost nebun atunci sau acum? A fost nebun când mi-a luat 50 de euro sau acum când îmi dă înapoi 200? Asta se numește convertire, schimbare. Asta se numește schimbare. Te duci la casa de schimb și convertești lei în euro, că te duci în Europa și nu merge cu lei. Ei, tot la fel se schimbă mintea unui om. Dar când? Când se luminează. Știți ce spune Apostolul Pavel într-una dintre cărțile Bibliei, numită Cartea Roman, capitolul 10? El spune așa: cum vor crede oamenii Dumnezeu dacă cineva nu le predică despre Dumnezeu pentru ca ei să fie informați? Și cum să le predice cineva dacă nu vor fi predicatori să predice? Luminarea minții este fundamentală. De aceea totul în viața lui Zacheu a început cu luminarea minții. Următorul aspect este mișcarea inimii. Noi avem o parte rațională, cognitivă, facultățile mentale, dar avem și afectivitate. Dacă creierul este sediul gândurilor, inima este sediul emoțiilor. Și dacă până acum se spunea că coeficientul de inteligență spune care sunt oamenii mai luminați, oamenii au descoperit în ultimii câțiva ani de faptul că coeficientul emoțional este mai important decât coeficientul de inteligență. Și ne-au dat exemplu că oamenii care au condus lumea asta, nici unul dintre ei nu a fost super inteligent, însă toți dintre ei au fost super harismatici. Toți au fost oameni cu un coeficient afectiv foarte mare. În sfârșit, ce vreau să spun este că aspectul emoțional, afectiv, este foarte important. Dacă întâlnim un om care se află într-un necaz, vedem un om fără picioare, mintea realizează că e un om fără picioare, dar sentimental îți curge o lacrimă. De ce? Pentru că ți se face milă de el. Emoțiile sunt foarte puternice. Mai țineți minte când v-ați îndrăgostit? Și când mama a spus să nu te mai fii cu băiatul ăla și numai cu băiatul ăla stat. De ce? De aici. Mișcarea inimii. Când omul are mintea luminată și când omului îi este mișcată inima, atunci omul ajunge în faza a treia, care înseamnă înduplecarea voinței. Adică voința noastră a fost cucerită ca un oraș care a fost întărit, dar au venit foarte mulți soldați, l-au asediat, l-au cucerit și pur și simplu acum nu mai are nicio putere. Înduplecarea voinței înseamnă că de astăzi înainte ai fost înduplecat să faci altceva cu un lucru pe care îl făceai diferit. Așa s-a întâmplat la Zacheu. S-a dus în centrul orașului un om corupt și hoț. S-a întors acasă un om sfânt și iertat de Dumnezeu. În 2 ore era un alt om. Pe din afară era tot mărunt, nu s-a făcut de 2 metri, dar pe interior a fost eliberat de păcatele lui, de vinovăția lui și a primit alte priorități și valori. S-a angajat în fața lui Dumnezeu să facă anumite lucruri cu banii pe care i-a furat de la oameni, să-i ducă înapoi. Dragii mei, cine face asta? Cine face asta? Asta o face un om care s-a întâlnit cu Iisus. Ce căutat el în centrul orașului? Nu putea să stea acasă, să-și țină banii la saltea, ca și până atunci?
De ce s-a dus în centrul orașului? Pentru că acest nume l-a provocat, i-a mișcat inima, l-a atras, avea un mister care l-a chemat, care l-a cucerit. E ca atunci când ești băiat, vrei să te căsătorești, sunt o grămadă de fete, domnule, și una e diferit. Dacă te întreabă cineva de ce e diferită, nu știi să spui, că are două mâini, două picioare ca și celălalt. Dar, domnule, te cheamă, nu mai poți trăi, nu mai poți respira, nu mai te ia somnul. E, omul ăsta s-a dus în centrul orașului. A auzit că trece Iisus, pentru că în sufletul lui a fost o căutare. Prima oară a căutat bani și a dat seama că nu asta caută. Și când a auzit că fiul tâmplarului din Galileea trece prin oraș, s-a dus în centru și pentru că nu-l putea vedea, s-a urcat în pom. S-a urcat în pom ca să-l vadă. A-l vedea pe Iisus a devenit fundamental. Nu i-a mai păsat că se face de rușine. N-a mai fost rușine, a fost onoare. N-a mai fost rușine, a fost onoare. Trebuie să-l văd pe Iisus. Și l-a văzut. Însă și Iisus l-a văzut pe el. Putea să treacă pe sub copac și dus să fie. Și ăsta să se dea jos cum s-a urcat, singur. Cu toată averea, nu doar cu jumătate. Dar Iisus l-a văzut. Și i-a spus, dă-te jos, vreau să intru în casa ta. Zacheu face promisiunea și viața lui se schimbă. Aș vrea să vă spun o întâmplare în încheiere, în timp ce îi rog pe prietenii mei să-și pregătească o întâmplare. Am auzit întâmplarea asta, să-și pregătească o cântare. Am auzit întâmplarea aceasta și nu știu dacă este reală sau imaginară, dar am auzit că undeva într-un oraș din America era un om care avea un rățoi, care dansa. Și el strângea foarte mulți oameni și punea pe rățoi să danseze. Dansa rățoiul de... se prăpădea. Și toți oamenii veneau să vadă, domnule, un rățoi dansând. La un moment dat, un om care avea un restaurant foarte popular în oraș, l-a contactat pe stăpânul rățoiului și i-a spus, omule, eu am un restaurant mare, eu am aici mulți oameni, vin oameni grei de peste tot. Restaurantul meu ar crește în popularitate dacă tu mi-ai vinde mie rățoiul ăsta. Să fie aici în mijlocul prăvăliei, când se cărchelesc ăștia, să vină rățoiul și să înceapă să facă niște dansuri puternice acolo. Și a spus, domnule, eu nu vreau rățoiul. Asta i-a dat o sumă de bani de își cumpăra jumătate din oraș. Și în sfârșit, i-a dat rezolv. A chemat ăsta oamenii cei mai de seamă pe care îi cunoștea, l-a așezat pe rățoi acolo în mijloc și aștepta să înceapă să danseze. Rățoiul a măcănit de două ori și n-a lansat. Și ăsta nu știa ce să-i facă, nu știa cum să-l pornească. Și n-a lansat rățoiul, evident. S-a făcut de rușine. A încheiat petrecerea, l-a sunat pe ăsta și a spus, te omor, mi-ai dat al rățoi. Domnule, eu n-am credit un rățoi, ăla care dansează. Dar n-a dansat. Dar, zicea, tabla unde este? Tablă? Ce tablă? Păi mă, omule, eu am o tablă pe care o pun peste o tăviță cu jar. Și când tabla de peste tăvița cu jar, nu mai poți să o atingi că frige, îl iau pe rățoi și îl pun acolo. Și rățoiul să nu moară, sigur săracul, și-a cât un picior bărând, că și dansează. Și să-și scape viața, dansează. Stimați prieteni, Dumnezeu atât de tare ne poate apăsa, atât de mult ne poate împinge într-o durere, într-un necaz, într-o nenorocire, poate să îngăduie un accident. Poate să îngăduie o suferință, poate să îngăduie o boală terminală care să ne frângă echilibrul vieții, calitatea vieții, stabilitatea vieții și să ne coboare în frustrare, în depresie, în anxietate și să nu mai avem speranță. El poate să facă asta ușor. Accidentul în care a murit cu tare sau cu tare putea să mor eu. Casa în care au ars aici putea să fie casa mea. Cancerul care l-a omorât pe omul ăla sau pe femeia aia putea să mă omoare pe mine sau pe soția mea. Dumnezeu poate să facă asta și să ne constrângă. Însă El vrea să ne convingă. Vrea să ne vorbească ca la niște oameni care au minte sănătoasă, să ne vorbească despre perspectiva iubirii în care Hristos a venit în lumea noastră și ne-a mântuit. Și despre șansa pe care o avem, despre harul care ne se oferă, despre mila, îndurarea și bunătatea sa care ne cheamă să ne căim
și să primim în inimă pe Iisus. Și în felul acesta să devenim oameni iertați, împăcați cu cerul și mântuiți. Iar când va veni vremea să ne mutăm, să nu mergem în foc, ci să mergem în cer, în rai, acolo unde este dragostea lui Dumnezeu. Aș vrea să vă rog frumos să vă ridicați și să vă invit pe cei dintre dumneavoastră care aveți conștiința atinsă de mesajul Scripturii. Dacă sunt aici prieteni care încă nu s-au convertit, nu s-au botezat în apă, oameni mari, cărora Dumnezeu le-a vorbit prin mesajul cântărilor și prin mesajul predicii și vor să facă din seara asta sărbătoarea împăcării cu Dumnezeu, momentul adevărului și al iertării de păcate, atunci vă rog în timpul acestei cântări care urmează să veniți de acolo unde sunteți aici în față, pentru că eu vreau să rostesc o rugăciune pentru sufletele dumneavoastră, care vor fi iertate de Dumnezeu datorită credinței dumneavoastră și a căinței dumneavoastră. Veniți înaintea Domnului dacă vreți să veniți. Dumnezeu să vă binecuvinteze.